toate, dar ce frumos e de sus. Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să facem ceva cu totul și cu totul special. Ceva în premieră. Îl voi surprinde pe Călinaciu, bunul meu prieten, omul cu care colaborez aici pe YouTube la TV, videoclipuri de atâția ani, cu două bilete la un super meci de UEFA Champions League, unde echipa lui favorită este implicată, FC Porto, joacă cu Arsenal. Și este într-adevăr un meci tare de tot de UEFA Champions League, cu Arsenal în formă. Iar cei de la Betano, partenerii noștri aici de pe Teo Extra, ne trimit acolo Portugalia. Sunt partener principal la FC Porto, echipa gazdă, și o să avem parte de un traseu spectaculos. Acum hai să-l surprindem pe Călin cu această știre. Salut, Călin! Salut, salut! Astăzi vreau să spun că noi doi suntem într-un moment special, pentru că ne știm de aproape 10 ani, facem 10 ani de prietenie. Okay. Și am de tine o surpriză. Vom merge la FC Porto Arsenal, noi facem Champions League, pentru că Betano ne trimite la meciul de Champions League, la echipa ta favorită, Arsenal. Haide! Bine, bă. Dacă nu-i batem, te omor. Wow. Da, like, mă! De fapt, astfel începe traseul nostru în acest videoclip. E 4 dimineața, se pregătește plecarea camionului la 5.50. Mergem la Basel, după care acolo este scala și ajungem la Porto. Deci un zbor de vreo 8 ore, să fie haos total. O să vă trezesc cu Călin cât de curând. Bagaje data asta doar, eu doar mă gândeam dacă se iau șticul ăsta frumos cu FCSB. Lăsăm acasă, data asta ne dăm cu portughezii. Gata de 9 ore de drum? 11. Ajungem la 1, ora Portugaliei, care e cu 2 ore înainte de... 5 dimineața, haide! Let's go! Suntem în Elveția. Mai știți cine juca la Basel? Faraonul Mohamed Salah. Regele! Da, deci hai să înțelegem. Uite aici, de aici a plecat regele. Aici a jucat el cu CFR Cluj. Da. S-a aterizat în Portugalia, mă! Pastei de nata. Cum e? E retardat. Ce-mi place chestia asta, mor? Wow. I-a pus și scorțișoară peste. Nu vreți să știți cum e. A început atmosfera cu fanii englezi, haide! Mâine, mă, în sfârșit, noi facem că-ți zic magia! Ia vezi! A, exterior, așa, la... Pați de trivela! Este ziua meciului! Tunari joacă astăzi cu FC Porto deplasare. Și uite, stă la aici pe terasă, uite, Călina aici pregătit. Catadias, emoții? Catadias e un jucător, pafazer una echipa, în otra lingua. Iată-ne, în patria mamă, Portugalia! Deci, unde am ajuns? Avem și o bucătărie, o chicinetă, avem o cameră, bam, bam, bam. E cam onorat, nu contează, pentru că e zi de meci mare, va fi atmosferă mare. Ieri, englezii pe străzi făceau ravagii pe acolo, au nebunit. Să vedem astăzi ce se întâmplă. Mă încum balze, da? Fularul și ne mai cântă și băiatul ăsta. Prinde fan Arsenal, mă. Cacciorinio. De bun e cărnăcior, brânză, sos pican, e tot ce-ți pot dori. Suntem în mijlocul fanilor Arsenal, am ajuns la punctul 0 din Porto, chiar aici în Port. E nebunie, la verică. E fericit, ce fericit e. Mai cum, o experiență formidabilă. Doar ce are o nouă scandare și Gabriel Magalhães, că merita și el și o să auzim din plin. Acum dați de în deplasare. Let's go!
Ia uite, Dragao, stadionul lui Porto. Am ajuns aici. O grăbadă de fan portughezi, o să fie arhi plin. Va fi o atmosferă nebună, rău de tot. Animalul care îi va rupe pe cei de la Arsenal. Ia spune, cât se accidentează Pepe astăzi? Niciunul. Acest meci s-ar putea să aducă profitul, oameni buni, pentru că am pariat pe Betano, pe meciuri, inclusiv acesta, am făcut mai multe bilete. Și suntem în grafic, pentru că seara de ieri a mers perfect, a mers pe Inter, a mers pe PSV, goluri au fost. Și urmează Porto Arsenal, unde pe unul este marchează Arsenal și marchează ambele la Napoli-Barcelona, care se joacă în același timp. Altul în care trebuie să bată Arsenal, depindem și de Napoli-Barcelona, dar acolo mă aștept să vedem goluri. Și mai avem o surpriză, și anume un bilet monstru, cotă 75, Bet Builder, cu mai multe evenimente. Și anume, Arsenal bate, dar începe fictiv Porto cu 2-0, deci trebuie să dea 3-0, 4-1 din astea. Gol Saka, gol Odegaard și gol Gabi Marcinelli. A pus 100 de lei, gândindu-mă că totuși unul din alea face profit, și așa face 7500 de lei. Ceea ce nu se întâmplă prea des, dar nu știu niciodată când e ziua ta norocoasă. Sunt șanse? Sunt. Pentru că suntem foarte, foarte în formă. Dați multe. Pentru că în ultimele două meciuri am dat 11 goluri. Și pentru că chiar am început să jucăm fotbal foarte, foarte, foarte frumos. Dacă am avut mereu niște probleme la începutul sezonului cu a băga mingea în poartă și arătam foarte solizi, dar dacă câștigam, câștigam 1-0. Acum am început să se dea și goluri. Nu știu, nu vreau hai să cu scor corect. Eu merg scor corect, 4-1. Eu merg scor corect, 3-0. Gata, hai să vedem ce ies. Dar și fan cu pălărine bune, cu tot felul, toată lumea are un obiect cu Porto, muzeu, aici spre intrare. Și orașul, că ești undeva sus de tot aici. Foarte frumos și e vreme perfectă. Sunt 15 grade. Nu știu ce e cu Portugalia, dar urci foarte multe scări. Băi, sunt scări peste tot. Am urcat astăzi, cred că 100 de scări, de trepte, de etaje, de... E făcut pe etaje toată. 100 de etaje am urcat astăzi. Poate ca toate, dar ce frumos e de sus. Mamă! Și arena asta frumoasă, așa. Abia aștept să intrăm. Nu i-am spus lui Călin unde stăm, dar bineînțeles că Betano a avut grijă de noi și le mulțumim pe această cale. Stăm la VIP! Călin este într-adevăr entuziasmat la aceste momente. Vreau să intrăm pe stadion să vedem exact care sunt locurile. O să fie incredibil. Aoleu, viața mea, cum se vede de aici. Aoleu, face vlog. Forțat vom ține aceste vloguțe cu Porto, bineînțeles. Bă, și cam aici suntem, pe centru. Ăștia sunt. Ia uite, tunarii, mă. Acum urmează să așteptăm, dar vom vedea Champions League aici, Champions League, bă, băiatule, bă. Da, like acolo, mă. Genial. Ce? Și mulțumiri din nou partenerilor ăștia, Betano, sponsorii lui Porto, care ne-au trimis până aici. Sper să vedem un meci cu multe goluri, să fie spectacol. Acest meniu aici, cel puțin la zona VIP, și poți să te de mâncare, poți să te chipsuri, sucuri, și cam așa arată, poți să stai să mănânci. Au televizoarele, o experiență VIP pe care avem aici la Porto, în Portugalia, normal, n-aveam cum altfel. Că le-am înșelat hot dog-ul. Și eu mi-am luat acest bifana, dar tot așa nu are sos. Îți spui ce sos vrei. Wow, ok. O notă de la 1 la 10? Bă, pentru mâncare de stadion, 7 solid. 7 solid. Carne super bună, chiar îmi place. Adică un porc bun. Chipsuri n-a dat orice. Gourmet, ok? În România de ce n-am de moașa? Da, servesc chestia de calitate, adică... Haide! Ascultă! Marta! Aute, bă! Marta! Pepe! Pepe cu capul, mă! Da, bă, da! Cheio! Rice ne bate cea mai bine bate din Rice. Echipă. Nu cred. Rice ne bate cea mai bine. De clar, Rice bate șuturi libere. Rice bate cornere, cea mai bine din echipă. Pentru că
Haini cu băieții de la Sunet, credeau că e gol, dar nu. Uite, faci un portughez în momentul ăsta. Ia vezi schemă la corner. Boară! Wow! Ce a ieșit? Forța astea! Corner! Bine! Haide! Era grav. Wow, ce ratare! 20 de ani totuși de când de la Porto UCLU, oamenii își doresc, iar Călin nu e în apere în aceste momente. N-am niciun stres. Veni, corner, haide, haide! Hai, hai, hai! Haide, Gabriel! Ce Porto, ce nebunie! Pentru că m-a inspirat foarte mult ce am văzut. Mâine vom merge la muzeul lui Porto, unde am primit și acolo intrări, și vom vedea istoria acestui frumos. Dacă nu e 3, așa că rămâne dacă, dacă nu e 3-0 la noi acasă, eu nu știu fotbal. Bravo! Îi scoatem Porto! Îi scoatem, îi scoatem, n-am un stres. Vă bate Porto, Realul câștigă Champions League. Cum e în Europa League, bă? Bă, noi câștigăm aia. Cum e cu sala rupt? A, și am pierdut și toate biletele. Era 1-0 invers. 1400 de lei. Știi ce faceam în Porto cu banii ăștia? În Porto faci multe cu 1400 de lei. Un fan Liverpool nu merita niciodată să câștige bani de Paul Marseille. Bă, te-am susținut, frate. Te-am susținut. Așa. Uite, este. Ia fularul. Ia fularul înapoi. Gata, m-am supărat. Mă întorc la ei mei. Am venit la muzeu să facem și turul stadionului. O și chestia asta. Tare. Și o să vedem care-i treaba pe aici, ce au ei prin muzeu, toate alea. O să fie interesant. Momentan suntem în parcarea stadionului unde au tone de tablouri gigantice, ce tare, uite-l pe Jose Mourinho. Ah, the special one, cel mai bun antrenor. Aici stă presa, dau declarații. Te rog, Călina, ce părere despre această înfrângere? Două înfrângeri într-o săptămână. Ce două înfrângeri într-o săptămână? Când am mai pierdut? Călin nu are și o modică knowledge. Mă doare în seara în joc. Deci mergem la lăutari, e ok, 4-0 retur. Apare la Porto, n-are nimeni voie în afară de jucători în vestiar. Așa că mergem unde a fost echipa superioară. Ghiciți ce? Arsenal. Vezi, Călin, ce experiență VIP. Unde a fost tot de garda seara. Ce se bate în 4-0 retur. Ah, frumos. Pe
Acolo am stat noi, în linia la locul lui Michel Arteta, pe banca tehnică. El nu prea stă pe bancă, dar asta este. După cum știu toți urmăritorii canalului tău, sunt singurul om de pe canalul tău care chiar știe fotbal. Like, mă! Și subscribe! Aici au stat băieții, aici, acolo s-a marcat. Ah, ce gol! Am ajuns în loja președintelui de la Porto, unde vin doar VIP-uri. Cam așa se vede de aici. Wow! Nafotoli! Stai aici ca nea Gigi și zici, Sorinel, Sorine, Luțule, schimbă jucătorul. Uite, în muzeu este chiar José Mourinho, care a câștigat Champions League în 2004. Ce barosan! Începuturile clubului în secolul 19. Wow! Câtă istorie au cei de la Porto. Mandatorul clubului, Antonio Nicolau d'Almeida, 1893. Uite tricoul pe vechi, când a fost de campion, toate alea. Wow! Trofeele vechi, când au dat campionatul, cupele. Dă-ți seama că ăștia jucau mega fotbal de pe atunci. Am intrat în sala de trofee. Tovarășul meu, Teo Faglog, m-a întrebat la muzeul FC Porto Faglog unde e Eusebio. Unde e Eusebio? Ăla, eu pe ăla știu. Champions League-ul din 87, după ce l-am luat noi cu Steaua, mai au și Supercupa Europei, pe care au câștigat-o tot atunci în 87. Și, normal, o cupă UEFA. Mourinho, tată. Ia uitați-l pe al nostru, mă, a Săpunaru. Ce angrenaj select. L-au câștigat Europa League 2011. Mă, mine o hologramă. Până că e posibil așa ceva. Ăsta a fost tancul tatălor Hulk. Uite-l pe Futre. Deco. Asta chiar a fost mare. Carvalho. Super fundaș. Aici e cu actualii. Ia uite-l. Pepe. Poți să dai să schimbi tricoul. Și avem și poză Pep. Regele. Care a închis. L-a ținut în buzunar pe Trosar. L-a ținut pe toți în buzunar. Pe toată lumea. E bine, chiar aici o să oprim acest vlog. Noi plecăm de la muzeu, mergem să mâncăm o francesinia, o bunătate locală, eu cel puțin, că lei nu e chiar acolo. Dar a fost o experiență colosală, o experiență de UEFA Champions League într-un super oraș, un meci care a stat incredibil, o atmosferă de vis. Muzeul e top, stadionul e tare de tot. Și dacă vrei să vedeți ce se întâmplă la retur, intrați la mine pe Instagram că mă duc. Trucălinaci, eu tău celălalt pe Instagram, follow acolo. Mulțumesc din nou partenerilor noștri de la Betano. Nu uitați că ați link în descriere și către Betano. Dacă doriți să pariați și aveți peste 18 ani, puteți face acolo sau puteți descarca aplicația, bineînțeles. Iar noi ne oprim aici, o să revenim cu alte vloguri, alte videoclipuri. Stați aproape pe Teo Extra. Pa, pa!